Hei, 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 dragilor, salutare și bun venit la un nou episod de Spor. Vizionare plăcută. Ok, și încă o hrană, bun. Îmi crește și viața când mă hrănesc, ăsta e un lucru bun. Așa. M-au teleportat ăștia foarte, foarte departe de hrana mea. Hai, repede, 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 că ăla are niște colți mari. M-au teleportat foarte departe de hrana mea, cea bună. Este prietenul meu. Așa, hai să-i dăm lui ăsta. Văp! Wow, ce viteză! Ah, cred că asta e foarte importantă. Cred că acest lucru e foarte important. Yay! Speed poison! Nu, mă, nu mă clănțăni! Opa! Stai că ăsta a primit ceva aici. Dă-mi-l mie! Așa, nu mă clănțăni! M-a clănțănit puțin! Mi-a luat jumătate de viață. Dar nu atât de mult. Nu! Așa, l-a luat pe ăla și mă lasă pe mine în pace. Perfect! Exact ca în viața reală. Ok, m-a clănțănit, dar mi-a lăsat în urmă și un token. Și dacă mă uit sus în colț, am nevoie de 6 tokene, eu am doar 3. Deci, ia, vin încoa, hai, gata, ne-am supărat. Ah, dar dăm tokenul. Au venit ăștia 3 pe mine. Trebuie să-l și iau, nu numai trebuie să apară pe hartă, dar trebuie să-l și iau, să-l înghit, să-mi-l asimilez. Ok, hai să mâncăm mai întâi acest plankton de aici. Tu? Ia, vină încoace, prietenul tău. Ei sunt foarte, foarte rapizi. Wow, hai că-l fac pe asta. Vină încoa. Yay! Dar nu mi-a dat jucărie din aceea, nu mi-a dat un token. Pe astea poți să le sparg oare? Nu. Uite un plankton. Cred că e mai bine carnivor, e mai simplu pentru carnivor, nu? Wow, câta planktoneală aici. Pot mânca? Yay! Dăm. Stai că mâncăm pe ăsta de aici, de funduleț. Așa. Ia. L-am speriat pe prietenul tău. Ia-s carnivori. Cred că sunt atât cât și... Da, uite că sunt atât carnivori cât și ierbivori. Ho, cât de mare m-am făcut! Și acum cred că dacă îl mușc pe ăsta... Wow, ăștia au electricitate. Nu, vină cu a... Ok, jumate la viață, hai! După el! Hai, sus! Nu! Ah, nu l-am luat eu. Este plin de electricitate, mi-e frică de el. Nu! Stai că ăsta mă face one shot, one kill. Am luat un token, dar nu cred că port eu chiar absolut toți laurii pentru acel token. Vino încoace. La hiperplankton. Ăla știe că mi-e rău. Ăla știe că sunt puțin rănit. De-aia m-a atacat. Să mai mănânc aici niște plankton. Oh, cât de mare e ăsta. Nu, lăsați-mă, vă rog frumos, în pace. Lasă-mă. Ok. Vino încoace. Eram sigur. Bun, o ducem bine. Avem 4 tokene din 6. De aici niște hrană. Hai să luăm păza. Noi avem în primul rând nevoie acum de tokene. Cu hrana stăm bine. Avem mai multă nevoie de tokene decât de hrană. Cred. Din câte înțeleg eu joculețul acesta. Așa, vină cu a? Și, pam! L-am făcut, dar nu mi-a dat token. Ok, nu-i problema. Hai să vorbim și cu nenea asta. Tugăduc. Jumătate de viață i-am luat. O să mă întorc eu la el. Uite, tu. Ok, jumătate de viață. Hai, jumătate de viață. Ducky. Îl cheamă rățușcă. Hai, Ducky, vină încoace. Cred că trebuie... aripioarele acestea, cred că e mai bine dacă le punem în spate de tot. Uite, încă o jumătate de viață. Încă o... pe tine te-a făcut cineva. Nu cred că te-am făcut eu. Vedeți pentru ce e mai bine să fii carnivor? Dar încercăm să fim ierbivor cap-coadă. Toate că cea mai bună legumă e porcul, dar încercăm în acest joc acum să fim ierbivori. Am zis să fie puțin mai dificil. Bulele astea de aer pot conține oare ceva din când în când? A, uite, hrană! Așa, mâncăm aici puțin, ne facem puțin... Call a teammate?
nu vreau să call a teammate momentan. Mai vreau un token. Ai, uite, m-am făcut mare, hai să le iau pe ăsta. Și pe ăsta. Wow, ce de țepe au ăștia. Uite, ăsta are o grămadă de țepi. Au, eu l-am făcut. Dar nu mi-a dat token. Ok, cred că nu... Wow, câtă electricitate are. Ia uite aici niște hrană. Ok, dacă nici ăsta nu-mi dă token, va trebui... Nici ăștia doi, că sunt doi. Va trebui să evoluăm puțin. Așa. Ok, hai să chemăm un partener. 21. Mai am nevoie de încă 4 hrană. Oh, ce mari sunt ăștia. De unde? Mai pot mânca aici hrană? Astea se mănâncă? Nu se mănâncă. Bine, unde-i partenerul pe care l-am chemat? Uite aici, astea se mănâncă. Așa. Nu, lasă-mă puțin în pace. Așa. Păi să-l fac instant. Nu, m-a făcut el pe mine. Am ajuns la partener? Da, nu. Am murit doar. 21. 22, 23, 24. Hai să iau toată hrana asta ca să pot să upgradez caracterul la maxim. Așa, și acum fugim. Acum fugim, fugim, fugim. Astea mă atrag sau ce se întâmplă? Partenerul e tocmai în spatele meu. Trebuie să-l ocolesc pe ăsta mare. Dacă nu-l pot sări, trebuie să-l ocolesc. Inimerele vin de undeva de pe aici și s-au dus inimerele. Cred că trebuie să mai call încă o dată. Ia, vină încoace. Hai, 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 că încerc să ajung. Uite, ei! Wow, ce mare e ăsta! Tăgădâng, tăgădâng! Super! Și putem să ne upgradăm caracterul. Speed. Fast. 15, 15, deci diferă doar cosmetică sau... Hai să încercăm. Bum! Una de asta aici. Așa. Codițele aici în spate. Așa și aici așa. Bun, mai departe. Ce este? Poison și asta e electricitate. De electricitate nu avem bani. Nu e nicio problemă. Câți bani mai avem? 23. Dar cât costă asta? 25! Ok. Dacă pun păște aici, îmi dă atac mai mult? Nu. Trebuie să ne uităm aici, sus, în colț, dacă are vreun efect. Ăsta nu are niciun efect. Dar dacă pun poison așa... Super! Și mai pun încă un ochi în frunte, fiindcă am ADN-ul respectiv, dar nu mă ajută. E doar de estetică. Mai departe. Mai departe, mai departe. Mai am nevoie de 2 tokenuri. Nu, lasă-mă în pace. Nu mă supăra că vin pe tine, că acum sunt super puternic. Să mai mănânc aici, uite, 3. 4, 5. Hai să mă cer cu ăsta. Pam. Vino cu a. Eu l-am făcut. Wow, ce puternic sunt. Nici nu mă așteptam să fiu chiar atât de puternic. Mi se mișcă și paiul un pahar de cât de puternic sunt în viața reală asta, zic. Hai, pe ăsta de funduleț, pe ăsta de funduleț și pe tine acum. Ei, niciun... Absolut niciun token din atâția. Uite, hai să iau acest plankton. Cred că trebuie să atac ceva enorm de foarte mare. Tu ești de-al meu? Tu ești de-al meu? Mi s-au schimbat numărul de dinți? Nu. De ochi? Nu. Deci am rămas tot 3 ochi și 2 dinți. Așa și încă o dată. Eu. Eu l-am luat. Ideea e că uneori primesc token și când este atacat de altcineva. Nu trebuie neapărat să-l dobor eu. Asta înseamnă că... Cred că mai bine îmi luam o gură de carne. Chiar dacă am zis că rămânem permanent... Cum stau cu viața? Nu-mi văd viața. Când nu sunt atacat, nu-mi văd viața. Hai, trebuie să mănânc asta. Okay. A, nu, o văd aici jos. Super, super. Hai să atacăm ceva mare. Ceva mare. Uite ăsta. Ducky, mai ții minte când ne jucam noi? E atât de mic, de nici nu-l pot atinge. Ok, mâncăm. Pam, pam, pam. Și aici? Stai pe loc. Ah, când ești mai mare... Ah, vină cu a. Vină cu a. Pam.
Taca, 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 pam! Duju! Iar nu mi-a dat. Nici mai mare, planctonul acesta nu devine din ce în ce mai mic. Din punct de vedere ceea ce poți mânca. Uite și pe ăsta. Hop! M-a atacat ăsta micu? Duc? Ok, vreau să-l atac pe ăsta mare. Bum! Și l-am făcut. Și nu mi-a dat... cred că trebuie să ajung aici, până în capăt. Cu bara de ADN. Să mai mănânc atunci. Cât de nevoios e să fii ierbivor. Săraci ierbivori. Acum înțeleg și eu care este treaba cu carnivorii și ierbivorii. Să... Na, nu mai e. Gata, s-a golit. Uite aici încă un plancton. Ia vină încoace. Ți-am pus... ținta și ție ți-am pus ținta. Hai, așa, cum stau cu viața? 2-3 mii. Ah, hrană! Cât de greu le este ierbivorilor și în viața reală. Ce-or fi acestea? Hm? Niște scoici? Ia veniți voi încoace. Pam, 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 pam. Ia, dacă tot sunt aici, vreau să mănânc acest plancton. Și... Ha, ți-e frigă? Ah, pa! Cum îl cheamă? Pa! Ok, hai să mergem după pa. S-a dus pa. Are o propulsie foarte mare, pa. Asta vreau să o mănânc. Apa. Așa. Aici. Hai să ne certăm cu... Cum te cheamă? Snof! Am luat un token? Nu. Dar s-a întâmplat ceva. Ceva tot s-a întâmplat. Ah, când mă atacă el cu super abilitatea lui... Se întâmplă ceva. Ok, uite-l și pe Bluato. Deci are animația de... Câți ochi are ăsta? Bluato. Ok, am mai luat încă unul. Și un plancton. Mai am nevoie de foarte puțin plancton. Hai să mă țin după plancton. Ha! Așa. Wow, ce de gure are ăsta! Și l-am făcut instant. Ma. Hai să-l facem pe ma. Da? Încă o mușcătură din ma. Ok, tu ești prieten cu mine? Ce s-a întâmplat? Mi-a crescut creierul. Mi-a crescut... Asta înseamnă că ajung pe suprafață cumva? Că ies pe uscat? Ia să vedem. Congratulations! Dar uite, collect unlock cell parts. Înseamnă că astea de aici, de sus, nu sunt neapărat necesare. Că nici n-am mai găsit. E bine că... Ah, da, bun, uite, avem săgețile și evoluăm. Și apăsăm aici ca să evoluăm? Apăsăm aici. Ah, ia uite, părăciosul îmi zice că am murit aici de nu știu câte ori. Bun, mai departe. Cum facem? Bifă. Evoluăm și devenim... Ce devenim? Creatură pe uscat. Bifă. Ha, și îi punem picioare. Avem 70 de ADN. Ia să vedem. Pac. Poți să mai recuperezi niște ADN? 75, super. Colți, gură... Gură... Așa... Nu caz pe spate, nu? Așa... Și... Asta e viteză, dar e viteză în apă. Îmi dă vreun ADN? Îmi dă. Ok. Le-aș fi putut păstra pe alea doar așa de estetică. Oh, și nu le mai am? Aba, da, le mai am. M-am speriat. Cell. Legs. A, deci aici e totul ce ținea de... De stadiu de celulă. Și acum am nevoie de picioare. Și n-am gură. Să pun totuși o gură. Bite. Opa, pot să mușc cu... Tentaculele astea. 80. Hai să... Speed, speed și speed.
Diferența este doar în estetică. Momentan să lăsăm așa. Putem să-i punem picioarele puțin mai în spate? Așa? Ia. Poți să simulezi? Cum poți simula? Nu poți simula. Paint job. Hai să vedem. Să-l facem. Ta-da! Uite așa-l facem. Ah, ce frumos e. Ah, și se scutură de apă. Bun, mai departe. Trei ochi și doi dinți? Nu te mai cheamă trei ochi și doi dinți? Te cheamă... Doi ochi... Două picioare... Dar mi-ar fi plăcut și mâini. Dar vedem pe parcurs dacă primim și mâini. Doi ochi, două picioare? Bravo! Mai departe. Și cam atâta. Se uită, se bucură, iese la suprafață. Și a ieșit la suprafață. Și avem apa roșie, cea pe care am ales-o la începutul jocului. Dacă ne aducem aminte, am văzut o planetă care îmi plăcea foarte mult, cu apă albastră și tărâm verde, ca în Minecraft așa. Și am zis totuși o luăm pe cea roșie, fiindcă n-am jucat niciodată pe... Oh, uite, mi-am luat și familia după mine. Foarte bine, foarte frumos. Dar cam atât, dragilor, pentru acum. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă urez o zi minunată. Numai bine! Pa, pa!